Radio. Your number one for hit music. All the hits right here. We get started. Impulse Radio. Ora 9 și 10 minute, ora 8 și 10 minute, mă scuzați că nu mai am de... Trebuie să umblu la ceasul ăsta de pe bord, eu zic să vină de pe masă. Să vină un clip. Nu e că l-am rezolvat eu data trecută, dar hai că-l rezolv după aia. Cum? Auzi tu ce că ora 9 și 10 minute. Nu, vreau să vă întreb ceva. Sunteți la serviciu? Evident sau, că sunteți la serviciu. Noi nu suntem la serviciu, suntem la radio. Băi, și este cea mai tare chestie legată de români și serviciu. Și este o chestie în care nu pot să zic că mă regăsesc, dar cu siguranță am colegi care au povești pe așa, subiectul ăsta. Hai să, ca la cifra zilei, de fapt, hai să punem întrebarea foarte simplu, Cosmin. Fii atent. Iartă-mă că... Da, pune-te întrebarea, că am stricat ceasul. Zi, arată-mi, arată-mi, zi. Cât îți arată? 7.01 este perfect, te face să te grăbești. Da. Și 9 și 10, dar... Bravo, Cosmin. Deci, întrebarea este foarte, foarte simplă. Așa. Ce fură românii de la serviciu? Tot. Și gata, am terminat discuția. Tot. Am terminat discuția. Tot timpul când aveam nevoie de ceva, pe vremuri cel puțin, aveai nevoie de niște opriză. Ziceai, am un prieten care lucrează nu știu unde, electrician, da, mi-aduce el opriză. Opriză, de da, acolo, da, înțelege. Da, era ce face lui. Întrebarea asta a fost adresată și public, da. Chiar dacă românii sunt prudenți, ci că și preferă discreția când vine vorba despre locul de muncă, însă unii sunt super curajoși, mai ales sub protecția anonimatului, și asta vrem să facem și cu voi. Da, să vedeți cât curaj aveți. Nu vă spuneți numele, vă spuneți dacă vă cheamă Marin. Spuneți că sunt Alex. Da, da, da? Și, și dacă sunteți din Târgu Mureș, spuneți sunt Alex din Bacău. Exact, da? Hai să facem experimentul ăsta și un exercițiu de sinceritate. Era să zic de singurătate. Fiindcă avem o temă care a fost lansată de cineva în social media și să știți că au venit răspunsuri gârlă. Gârlă, a? Era întrebarea, okay, ce mai fură românii de la serviciu? sau, mi se pare foarte tare. De ce a spus ochii la muncă și apoi a spus și mâna? Asta este întrebarea pentru voi. Sau poate aveți colegi care, nu știu, tot timpul își făceau fulul sau necesarul de hârtie igienică, de exemplu, pentru casă de la serviciu, da, de la birou sau de la așa, sau de piuliță, sau de habar n-am, nu știu ce se poate fura de la serviciu, că de la noi nu se poate fura nimic. Microfoane, ce să iei? Țin și mie, butoane, curent poți să furi. Nu. Poți să furi curent. Păi mai vrei să-l chemăm pe domnul Bogdan Tei, că-l invităm aici în emisiune, și pe domnul Gabi Roșca de la Tehnic să ne explice el, că mai sunt unii care au plecat, da, cu casetoscoape, cu lumini. Deci cu cel care a lansat, stai cu minte, a lansat tema, a zis așa, ci că hai să, că nu vă cunoaște nimeni aici, v-am zis, dar vă spuneți că ești Alex din Bacău dacă ești Marcel din Târgu Mureș și așa mai departe. Așa. Dar dacă ești din Craiova zici că ești din București, nici nu contează, da? Adică eu o să anonim. Zic că sunt, eu o să zic că sunt Grigore din Berceni. Corect. Deci, ci că spune cel care a lansat provocarea asta pe social media, ci că încep eu, cărți, prosoape și șampoane. Bun. Ci că lucra într-o bază militară. Înțelegi? Și acolo ci că e o zonă gri în baza militară. Nu știi că într-o bază militară americană de aici s-au furat nu știu câte tone de motorină? Da. S-a mai vândut cherosen fals. Revenim la sugestii despre bine, nu e frumos, da? Ce mai fură românii de la serviciu? Da? Și dacă aveți o poveste personală sau un coleg care nu știu ce făcea, anonimi, vă rog, la 0754-222-999, Cosmină și apixul și creionul. Da, imediat. Și foaia și facem lista, să vedem cele mai furate chestii de la serviciu. Ne întoarcem, neața! Dimineața pe doi! Playing the biggest hits. Feel Good Radio. Impulse Radio. This is Impulse Radio. Salutare, bună dimineața. Oameni ai muncii. Sinceritate maximă vrem de la voi. O să fim și noi sinceri. Ce ai furat de la serviciu, da. Îmi place cum sună întrebarea asta, serios. Ce ai furat de la serviciu, Cosmin? Ai furat vreodată ceva de la serviciu? Bă, nu n-am furat. Pe cuvântul nici eu, că am lucrat în radio și nu aveam ce mama naibii. Adică, oricum am niște povești de până TVR, dar o să le zic altă dată. Nu sunt, nu ale mele, da. În fine, hai să vedem. 0754 222
nouă vreau să facem așa. Dacă aveți o poveste personală, adică voi ați luat ceva de la serviciu sau un coleg, în primul rând suntem, este un moment din emisiune dedicat turnătorilor. Dar știi că e în glumă, mă, nu, că nu suntem turnători. Sifoanelor. Dar ideea este să nu vă dați numele și prenumele. Adică puteți să vi-l dați dacă vreți să fiți așa. Uite, omul scrie aici. Ia zi. Robert din Ploiești. De unde să știu eu că e Robert din Ploiești? Exact. Neața. Țin minte, în pandemie făceam full de măști, mănuși dezinfectante. Ce mi-aș fi dorit și eu o sursă de... Era pe aveam vremea... pe cineva la spital și ziceam, n-ai și tu să-mi dai o mască de FFP, nu știu, GGG, 2, 3. Da. Și mi-a adus vreo două și a zis, ai grijă să nu le speli, doar le aerisești. Le aerisești. Și să nu le dai cu spir, că nu se găsesc, nici noi n-avem. Bună dimineața, eu de la muncă fur cretă. La ce ești, mă, profesor? Da. Învățător. Da, asta întreb și eu. Nu contează, da, fanii mesajul, lăsând gluma la o parte. N-am furat niciodată nimic de la serviciu. Atenție, mi-am însușit. Hai să spunem bună dimineața. 0754222999. Tu ce ai furat de la serviciu? Sau ce ți-ai însușit? Ia, bună dimineața. George din Argeș, motorină cât cuprinde. George din Argeș. Sigur te cheamă Georgica. Georgica, să trăiți. De tare, hai să mai zicem o dată bună dimineața. Neața, bună. Salut. Petrica Ambreaj la telefon. Petrica Ambreaj. Băieți, în ziua de astăzi, crede-mă că nu se mai merită să ia nicio piuliță. De ce? Părerea mea. N-are rost să-ți bați capul, n-are rost să... Pentru ce? Pentru 100 de lei, pentru 150 de lei. Crede-mă că nu se merită. Părerea mea. Ai văzut cât de scumpe... Te salutăm, ai văzut cât de scumpe sunt tiribombele în orășelul copiilor? Cum a zis că îl cheamă Ambreiaj? Petrica Ambreiaj. Petrica Ambreiaj. Îl salutăm pe domnul Petrica Ambreiaj, am și o nevoie. Trebuie să schimb ambreiajul la mașinuța aia mică. Dar vezi să... Da, mai avem mesaje că vine iarăși... Avem mesaje și după publicitate. Așa. Ne dăm glas și vă mai dăm și alte exemple. Ce mai fură românii de pe la serviciu? De la serviciu. Ce-și mai însușesc? Provocarea e și pentru voi, dacă aveți, cunoașteți, aveți vreun coleg care la un moment dat fura ceva de la serviciu, spuneți-ne, sau ce ați luat chiar și voi de la serviciu, de ce nu? Bună dimineața, rămânem aici! Dimineața! Dimineața pe doi! This is Impulse Radio. The biggest hits. Feel good radio. Impulse Radio. Ce mai fură românii? Ce ai furat tu de la locul de la de serviciu, muncă? Da, aici este toată schema. Pe vremea lui Ceaușescu avea bunica mea la Focșani, un vecin care lucra la avicola, sau cum îi zice. Așa? Și venea cu pui, tata. Stai, mă, că puii nu se pun. Dacă tu un pui de la o dată pe la două săptămâni. Nu se pun. Am găsit asta în social media, apropo de curajul românilor de a recunoaște că au luat, au băgat mâna, au pus mâna pe ceva care este al patronului, nu al șefului neapărat. Am senzația că românii când fură, cum s-ar spune, de la serviciu, fură pe principiu că cumva se răzbună pe șef, am senzația. Uite, avem aici un răspuns, și că geaca albă de puf a șefului. Hai, mă, cum? Geaca? Dacă zic geaca albă de puf a șefului. Doamne. El mărimea XXL, XXXL, eu doar un L. Cică așa, tata, și ce a făcut cu ea? Tata a pus-o în cușca iepurilor. Așa. Era iarnă și tocmai aveam iepurași, toți negri. Se asortau cu geaca de un albina imaculat. Un palet de cărămidă, 10 saci de ciment, 100 de metri de cornier, 20 de găleți de lavabilă și o pisică. Dumnezeule mare. 0754222999. Mie m-a rămas... Vrem să vedem dacă au curaj românii noștri să ne spună ce au furat ei de la serviciu, sau dacă au vreun coleg, vreun prieten, vreo cunoștință. Noi nu o să spunem că sunteți voi, dăm vina pe coleg. Deci mai găsiți pseudonime de astea. Nea Petrica Ambreia și mi-a plăcut, mi-a plăcut foarte și mult. Mie, da. Bun de tot, da. Și mi-a rămas în cap mesajul la bună dimineața, eu fur cretă. Genial. Mai zice cineva, în afară de ore, n-am furat nimic de la lucru. Adică de fapt n-am muncit. Corect. Da? De adică, fapt toți furăm timp. Omul a eficientizat munca. Știi, aveam un prieten cu părul alb care spunea, zice, bă, ok, cât câștigi? Și ziceam și eu, zic, câștigi și eu 1000 de euro pe lună. Păi cât muncești? Zic, cum adică? Păi dacă muncești o oră pe zi, e bine, înțelegi? Bună dimineața! Neața, băieți, Cosmin din Constanța. Salut, Cosmin! Încă n-ați învățat nici până la ora asta că românul nu fură, completează ceea ce nu are.
Vă rog frumos, nu mai spuneți lucrurile astea pe post. Da, hai, corect, corect. Corect, Cosmin, ai îmi dreptate. Cer scuze. Și eu îmi cer scuze. Este, chiar îmi cer scuze. Este... Da, mă, completăm ce n-avem. Ascultă-mă corect, puțin. Așa este. M-a rugat cineva să-i explic un străin, să-i traduc legat de salariu. Zice, domnule, am tot aut chestia asta. El prindea un pic de română. Zice, eu câștig 5 lei, să zicem, pe lună, da, și cu ce mă mai descurc fac 10. Și el zice, bă, dar cum, ce definește cu ce mă mai descurc, ce înseamnă cu ce? Și zic, bă, cum să-ți explic? Adică nu e vorba de furat. Completăm, completăm. La ce n-avem? La ce n-avem? Bună dimineața! Neața. Bună dimineața, Cosmin Griș, Nadina, vă pup. Da. Sunt Maria din Constanța. Da. Eu am vrut să fur de la locul de muncă un tablou. Se pusese praful pe el, nu-l mai folosea nimeni. Așa. Și am zis că dacă plec cu el acasă, nu observă nimeni. Dar n-a fost chiar așa. Aolea. Că aveau nevoie de el. După aia m-am gândit că pot să-l rup așa un pic și dacă o să-l rup, îl lipesc eu acasă și tot așa. Nu o să-l mai folosească nimeni, nu o să-l mai vrea nimeni. Îl aruncă la gunoi și după aia mă duc la gunoi și îl caut. Dar n-am pus încă în aplicare. Mă, ce scenariu. Da, dar sunt pe cale să o fac. Ce scenariu. Excelent, wow, cât de tare. Deci, mă rog. Deci, înainte să fur ceva de la serviciu, îl strici un pic. Ai înțeles? Uite, ceasurile noastre de bord aici de pe masă nu mai arată ora care trebuie. Eu nu reușesc să le reglez, dar nu contează. Nu mai merge. Putem să spunem, este stricat un pic și atunci îl reglăm noi acasă. Așa. 0754222999. Ați pus mâna pe ceva de la serviciu sau aveți un coleg, o cunoștință care a făcut chestia asta? Fii atent. Pot să zic povestea cu un tablou de la TVR? Da. Și cu domnul Cornel Dinu. S-a prescris? S-a prescris. Ok, zi-o. Plecasem din TVR în 2007 la Canal D. Așa. Și mă sună, înțelegi, mă sună domnul Cornel Dinu. Așa. Zice, ce faci Belmondo, că el așa îmi spune. Zic, așa. Mister, ce să fac? Uite, bine, zic, na. Zice, auzi, mă. Zic, da, nea Cornel. Am luat tablou cu tine. Zic, ce tablou cu mine? Zice, pe coridorile de la TVR, știi că-s poze de alea cu vedetele, știi? Da. Ei, s-a dus domnul Cornel Dinu la o emisiune și a zis, ăsta ce caut aici? Păi, cum? Da tablou. A luat tablou și a plecat cu ele. Păi nu mai ești la TVR. A plecat cu tablou din TVR. Corect, da. Păi, nu mai ești la TVR. Nu mai ești la TVR. Corect. Bună dimineața. Da. Sunt Dani după Marte. Așa. Noi suntem români, noi furăm tot ce cade. Nu contează, că avem nevoie, n-avem nevoie, luăm tot. E simplu, ce-ai furat de la serviciu? Tot ce pică. Da. Dani de pe Marte, v-am zis, da, ca să nu vă prindă șeful. Dani de pe Marte șeful, și Costel de pe Uranus. Să nu asculte șeful, puteți să spuneți, dacă sunteți Edi din Cluj, puteți să spuneți salut. Sunt Gabi din Constanța. Din Constanța, da. Până acum am avut Dani de pe Marte și l-am avut pe Petrica Ambreiaș. Vă mulțumim Ambreiaș, mult pentru mesaje. Și Costel din St. George's Bay. Ce se mai fură de pe la serviciu? Ia uite, un portbagaj, 40 de kilograme de macrou proaspăt. 40? Dar ce ai făcut cu ele? Nu, le-a vândut, clar. Corect, așa. Da. Mă gândeam că a făcut gen, le-a băgat la borcan sau ceva. A făcut uite, gem. Da, de gem de macrou. Da. Zic și eu. Pixuri, marcare, topuri de hârtie, saci de gunoi, produse de curățat, tot ce nu aveam acasă. Zi bună. Vai, cât de... pardon. Vai, ce urât. Bună dimineața. Stai un pic să dau așa. Plei bună plei. Dimineața. Bună dimineața, impulsioniști. Mă, este salut. O poruncă acolo în Biblie, să nu furi. Okay. Acum, poporul român de mic e învățat cu poezia Cățeluș cu părul creț, fură rața din coteț și se jură că nu fură. Și uite, așa ajunge politician. Așa este. Auzi, mă, în Biblie zice să nu furi, dar totodată zice să-i ajuți pe cei care n-au. Ai vreun... Și cei care n-au se ajută singuri. Că tu ești vechi în radio. Ai colegi, să zicem, nu știu, la radiole din Elveția sau din Finlandia, din Suedia, ai? Păi, și acolo se fură. Nu, dar aș vrea să facem... Adică aveam în Suedia facă, la un moment dat. Să facă tema asta ei la radio, să spunem, ce fură suedezi? Înțelegi? Zăpada. Ce, fură, da? Ce să furei? Bună dimineața! Neața bună, lume, neața bună, băie, salut. Neața bună românilor, bătrânul Matthew Iteruito. Așa, bă, oameni, lăudați-vă, să vă audă toată lumea ce faceți până la lucru. Da? Păi așa, așa ne mere, atât. Așa. Păi și eu am luat, da? Eu am luat, nu, bătaie, pac. Hai, bă, Mihai, bă. Păi Mihai, a zis Mihai stivuitoristul. Păi el când ia, el duce acasă cu stivuitorul. Da, el face un trumpan, îi ajunge. Exact. Înțelegea, încărca stivuitorul. E ce Moș Crăciun. Lucram la fabrica de biciclete. Era normal să avem și noi câte o bicicletă. Azi o piuliță, mâine așa. Și uite, așa se făcea bicicleta.
cât de tare. Adică cât de tare, ce urât. Dar zic cât de tare așa, ce inventiv de. Măi, trebuie să ții minte toate piulițele, să nu iei două piulițe la fel, ce că nu-ți mai iese bicicleta. Mă rog, tema în sine e haioasă, e simpatică, știi? Dar până la urmă e o chestiune care există în România. Evident. Și nu numai se în România. Se din cele mai vechi timpuri. Da, există și în alte țări. Cred că și dacii furau. Dacă erau angajați la romani, furau ei ce, luau ei ceva. Lasă că și romanii au furat tot. Numai dacii au furat și aia tot. Ne întoarcem la exercițiul ăsta de sinceritate pe care îl facem cu voi. Nu trebuie să vă dați nume, prenume. Atenție, puteți să dați o anonimă în care să ne spuneți dacă ați băgat vreodată mâna în bunurile firmei și ați luat acasă ceva, chiar dacă este un ac. Nu? Da, sau de cravată. Cine fura azi un ou, nu știi cum era? Da, mâine fură două. Exact, la 0754-222-999. La Radio Impuls România, dimineața pe 2. Sunteți și pe canal de 2, nu uita, neața. Neața. Dimineața pe 2. This is Impuls Radio.